La început a fost cuvântul. El era lumina oamenilor. În el era viața și viața era sensul oamenilor. Și noi toți am primit din belșugul său. Este lumina lumii pe care întunericul n-a biruit-o. În el găsești toate comorile ascunse de viață. Începem o nouă lecție din cursul intitulat Din veșnicie în veșnicie, planul lui Dumnezeu cu omul. Am văzut în esență că Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, au făcut un proiect să mai facă persoane după chipul și asemănarea lor, care în final să aibă caracter ca al persoanelor din Sfânta Treime și capacitatea de a se relaționa unele cu altele exact ca în Sfânta Treime. Planul este extraordinar de mare ca să devenim persoane capabile să ne integrăm în părtășia Sfintei Treime. Și aceste persoane, în final, după ce Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou, să locuiască realmente, concret, obiectiv, vizibil, împreună cu Sfânta Treime, în veșnicia viitoare. Acesta este proiectul, acesta este planul Sfintei Treime. Și toată existența noastră, toată istoria trebuie să o vedem în lumina acestui plan. Pentru că Sfânta Treime nu face nimic altceva decât să-și facă oameni după chipul și asemănarea lor. Accentul este acesta, persoane asemenea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt, voi să fiți desăvârșiți cum eu sunt desăvârșit. Și cu posibilitatea aceasta de a trăi în relații frumoase ca în Sfânta Treime. Am pus atunci întrebarea, dar cine poate fi sfânt în lumea aceasta? Cine poate fi desăvârșit? Și pentru a răspunde la întrebarea aceasta, punem altă întrebare. Să vedem dacă Sfânta Treime ne-a conceput să ajungem așa. Oare nu cumva ne-a dat niște înzestrări care ele însele să faciliteze împlinirea planului? Pentru că atunci când Sfânta Treime ne-a conceput ca să putem să realizăm planul lui cu noi, adică să ajungem sfinți și desăvârșiți. Și am văzut că există niște structuri pe care le-a conceput Dumnezeu și sunt de fapt două structuri fundamentale. Una, că eu sunt capabil să primesc în mine, să receptez în ființa mea pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Și a doua, că eu mă pot relaționa la ei acum, că putem trăi în unire, că putem trăi în conviețuire oarecum asemănătoare cu cea dintre un soț și soție, dar o trăire a mai multe persoane împreună. Tata, Fiul și Duhul Sfânt vin în mine, își fac locuința în mine și eu am capacitatea să comunic cu ei. Am capacitatea să
particip cu ei, ei cu mine, să trăim în această simbioză, în această trăire împreună, în patru. Sfânta Treime și fiecare dintre noi. Am văzut apoi că sunt trei ajutoare pe care mi le dă Dumnezeu Tatăl, ca eu să pot deveni ceea ce am fost planificat să devin. 1. Unirea mea cu Domnul Iisus. Al doilea e plantarea Duhului Sfânt în mine. Și al treilea este nașterea din Dumnezeu. Le-am explicat deja, sumar. Dar aceste trei lucruri sunt absolut vitale pentru ca să înțelegem cum să trăim în acest parteneriat cu Dumnezeu. Iată de ce acum le vom detalia. Acum ne vom apropia cu camera de luat vederi mai aproape și ne vom uita mai atent la toate acestea trei. Unirea noastră cu Hristos și trăirea noastră împreună cu El, unirea cu Duhul Sfânt și trăirea împreună cu Duhul Sfânt și apoi semnificația și consecințele nașterii noastre din Dumnezeu. Acestea deci urmează să fie următoarele două prelegeri în ciclul acesta. Și ca să începem, ne uităm la titlul, din veșnicie în veșnicie, lecția a treia, cum folosesc ajutoarele date mie pentru a ajunge la sfințenia vieții. Ne uităm din nou la planul lui Dumnezeu. Sfânta Treime lucrează la formarea unor persoane cu caractere și capacitate de relații ca cele din Sfânta Treime. Mai focalizat, Dumnezeu vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Și Dumnezeu i-a hotărât mai dinainte să fie făcuți asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Acesta e planul general. Cu împlinirea finală, Domnul Iisus Hristos, la venirea Lui, va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, și atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Fii cu trupuri cerești, fii capabili să intrăm în această conviețuire directă, nemijlocită cu Sfânta Treime, veșnicia toată. Ar trebui să căpătăm aripi, să ne înflăcărăm. Ar trebui să sărim în sus de entuziasm. Pentru asta sunt eu făcut. Acesta este destinul meu, acesta e viitorul meu, să fiu o asemenea ființă care e capabilă în primul rând să conviețuiască cu Sfânta Treime și apoi să fiu pus peste toate lucrările lui Dumnezeu. Să am acolo slujbe antrenante, active, să particip la noi creații, să particip la noi descoperiri, la noi invenții, la organizarea lumii lui Dumnezeu. Acțiuni împlinitoare, acțiuni care totdeauna mă vor fascina și pe care le voi face totdeauna în această trăire împreună cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, în perfectă armonie și în perfectă împlinire și în perfectă fericire. Aceasta este menirea noastră, acesta este destinul nostru. Și toată viața noastră aici trebuie să o trăim ca să ne calificăm pentru acolo. Și toată viața noastră să o trăim în anticipație. Cum va fi când voi intra acolo? Ce fenomenal va fi acolo? Ce extraordinar va fi acolo? Și să trepidez
de bucuria aceasta că sunt deja o ființă extraordinară și că am un destin veșnic, tulburător de frumos, copleșitor de minunat. Dacă ne pătrundem de lucrurile acestea, dacă le lăsăm să intre, să ne informeze și să ne determine tot sistemul nostru de gândire și de trăire. Iată la ce v-a chemat El: să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Nici mai mult, nici mai puțin, să fim glorificați, exact așa cum e Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Am arătat că pentru ca noi să putem deveni fii ai lui Dumnezeu, trebuia ca Fiul lui Dumnezeu să devină ceea ce suntem noi, adică om ca noi, să se asemene a fraților săi în toate lucrurile. Formula pe care v-am dat-o a lui Atanasie: Fiul lui Dumnezeu a devenit ceea ce suntem noi, adică om, pentru ca noi, oamenii, să devenim ceea ce este El, fii de Dumnezeu. E una dintre cele mai mari afirmații din întreaga istorie umană. Formula în Biblie este: deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să izbăvească pe toți aceia care erau supuși robiei toată viața lor. Cu alte cuvinte, El s-a făcut una cu noi pentru ca noi să ne putem face una cu El și El s-a unit cu noi pentru ca noi să ne putem uni cu El. Și am accentuat și accentuez din nou: unirea aceasta e reală, e obiectivă, e unire între două persoane care se dăruiesc una celeilalte. Fiul lui Dumnezeu mi se oferă să se facă una cu mine, să se cunune cu mine, ca apoi să putem trăi în această unire organică. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Eu sunt mirele, tu ești mireasa. Eu sunt capul, tu ești un mădular al trupului meu. Toate acestea sunt imagini care vor să ne condiționeze gândirea, să ne intre bine în ființa noastră că unirea aceasta este reală, este obiectivă. Nu vorbim aici numai de metafore fără conținut. Vorbim de realități spirituale concrete, obiective. Domnul nostru Iisus Hristos a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, adică ziua sau noaptea, să trăim împreună cu El. Respirăm împreună. Gândim împreună, ne mișcăm împreună. Din momentul în care El ne-a spus: iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, tu nu mai ești singur. Eu sunt cu tine, te însoțesc peste tot, pentru că ne-am cununat și acum trăim împreună. Unirea cu Hristos, trăirea împreună cu Hristos în această unire organică este condiția fundamentală pentru ca planul lui Dumnezeu să se împlinească cu noi. Nu poți să te încadrezi în planul lui Dumnezeu fără această unire cu Domnul Iisus. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spune Domnul Iisus. Este exclusă orice altă cale către Dumnezeu. Deci asta a făcut-o clar Domnul Iisus. Poți să-ți imaginezi tu că tu poți să ajungi la El pe alte căi, prin meditație, prin asceză, prin yoga, prin cine știe ce alte asemenea tehnici prin care tu să ajungi la Dumnezeu. Nu vei ajunge niciodată acolo. Există o singură cale prin care Dumnezeu a coborât la tine. Și aici vreau să spun că sunt multe școli de gândire,
de spiritualitate, care vor să te învețe cum să ajungi tu la Dumnezeu. Pentru ele, Dumnezeu e undeva sus la capătul drumului. Este o singură cale a lui Dumnezeu cu care ajungi la Dumnezeu, și anume calea prin care Dumnezeu a coborât la noi. Începutul trăirii cu Dumnezeu e în unirea cu Domnul Iisus. Noi nu aspirăm ca la sfârșitul căii să ne unim cu Dumnezeu. La începutul căii e unirea cu Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus vine tocmai pentru aceasta, să se lege de noi, și viața spirituală nu este o ascensiune până cumva la puc pe Dumnezeu. Viața spirituală abia începe când m-am unit cu El, cu Domnul Iisus. Și de acolo încolo, după expresia biblică, umblăm cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Noi nu-L căutăm pe Dumnezeu, noi nu aspirăm spre Dumnezeu. Dumnezeu ne-a căutat pe noi și Dumnezeu ne-a găsit pe noi. Și viața spirituală e umblarea cu Dumnezeu. Punctul principal, punctul esențial este acest moment când Fiul lui Dumnezeu vine și ni se oferă să se facă una cu noi. Iată textul. Așa începe Evanghelia după Ioan. Acela prin care și pentru care sunt toate, care era meșterul lui Dumnezeu în creație, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Trebuie să ne apropiem încă o dată, să ne întoarcem la versetul acesta. Aici e începutul. În Apocalipsa 3:20 e detaliat, unde Domnul Iisus spune: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, voi intra la el. El ni se oferă, noi trebuie să-l primim. Inițiativa e a lui Dumnezeu. El ne caută prin Domnul Iisus și El ni se oferă prin Domnul Iisus. Numai că lucrul acesta trebuie făcut total. Tare mult zic, păi am făcut și eu un act prin care am crezut în Domnul Iisus și gata, prin asta s-a mântuit. El e acolo unde e, eu sunt aici unde sunt și pentru că am crezut în Domnul Iisus mă voi duce în cer. Aceasta este o total greșită înțelegere a Scripturii și a lui Dumnezeu. No, nu ni se cere o acceptare intelectuală a lui Dumnezeu. No, ni se cere o unire cu Dumnezeu. O dăruire de noi înșine pentru o trăire împreună. Dacă nu înțelegem elementul acesta, rămânem așa cum rămân mulți în bisericile noastre cu această acceptare intelectuală. Am crezut în Domnul Iisus și acum sunt mântuit. Și l-am mărturisit și în apa botezului și ce mai trebuie să fac? Mă mai duc din când în când la biserică și asta e tot. Falsă înțelegere a lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl interesează să învățăm, să ne unim cu El și să trăim împreună cu El, efectiv, realmente, obiectiv, aici și acum. Și cine nu învață această unire și trăire împreună cu El, n-a învățat adevăratul creștinism. Cum se cultivă unirea cu Hristos? V-am dat ieri imaginea aceea cu fata care s-a căsătorit și imediat după nuntă îi spune mirelui: îmi pare bine că m-am căsătorit, acum pot să arăt la toată lumea certificatul de căsătorie.
Eu mă duc la mama și ne vom mai vedea noi din când în când. Și am râs. Pentru că așa ceva e ridicol. Nu te căsătorești cu cineva numai ca să ai certificat de căsătorie. Te căsătorești cu cineva ca să trăiești împreună. Și cu Domnul Iisus ne căsătorim ca să trăim împreună. El ne spune că relația noastră e o relație de dragoste. Dacă nu înțelegi asta, că relația cu Domnul Iisus e o relație de dragoste, iarăși n-ai înțeles nimic. Și în dragoste te dăruiești iubitului tău. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Asta înseamnă că te duci și iei evangheliile și înveți toată învățătura Domnului Iisus și zici, iubitul meu așa mă dorește să trăiesc. Iubitul meu așa dorește să fiu. Și nu-i mai mare bucurie decât să fiu așa cum mă dorește iubitul meu să fiu. Eu îi ascult învățăturile și poruncile pentru că îl iubesc. Și pentru că relația noastră e o relație de iubire. Din iubirea mea se naște bucuria mea de a asculta de poruncile lui. Relația cu Domnul Iisus, odată începută, ar trebui cultivată. Cultivată în primul rând prin faptul că eu în fiecare dimineață mă releg cu El. Îi mărturisesc că sunt a Lui, mă umplu din nou de El, mărturisesc că vreau să trăim împreună astăzi. În loc de asta, noi neglijăm părtășia cu El. Poate o neglijăm pentru simplu fapt că nimeni nu ne-a învățat că ea trebuie cultivată. Că eu în fiecare dimineață trebuie să-i zic bună dimineața, Tată. Și eu, Tată, vin la tine totdeauna prin Domnul Iisus. Mulțumesc pentru Domnul Iisus. Mulțumesc că ai pus în mine Duhul Sfânt. Doamne Iisuse, mirele meu, iubitul meu, Tu cel ce mi umpli inima, vreau ca și astăzi să trăim împreună. Eu sunt conștient că vei veni toată ziua cu mine. Mă întâlnesc cu cutare și eu voi fi una cu tine. Ne vom certa când ne vom întâlni? Ne vom dușmăni? Pentru că eu sunt una cu tine, cum vrei să-mi fac slujba mea? Indiferent ce slujbă e, începând de la faptul că eu voi mătura birourile sau că eu voi conduce biroul. Doamne Iisuse, Tu vei fi acolo cu mine. Și vreau ca toată lumea să simtă că în mine e Domnul Iisus. Părtășia mea cu Domnul Iisus nu se face numai în 3 minute dimineața. Părtășia mea cu Domnul Iisus este toată ziua. Și eu toată ziua trebuie să-mi aduc aminte că suntem una. Eu nu mai sunt singur. Dar eu neglijez lucrul acesta. L-am uitat sau nici nu l-am învățat. Aici este una dintre cele mai mari lipsuri în educația pe care am primit-o când am intrat în viața spirituală. Nimeni nu ne-a învățat aceste lucruri. Și din cauza aceasta, noi le aflăm după zeci de ani de la întoarcerea la Dumnezeu și zicem, dar de ce nu m-a învățat nimeni până acum? Acum, nu știu de ce nu v-a învățat, important e că le auziți acum. Și important e să ziceți, atunci, toată viața spirituală e altfel decât mi-am început, imaginat-o eu. Și hai să o iau de la început acum. Hai să mă apuc să practic această trăire împreună cu Domnul Iisus. Relația cu Domnul Iisus poate fi blocată prin neascultare. De exemplu, Domnul Iisus îmi spune, ai auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun, cine se mânie pe fratele său, și îi spune un cuvânt jignitor,
prostule sau idiotule sau măgarule sau orice cuvânt care atinge demnitatea e vinovat de crimă. Pentru că i-a asasinat caracterul. Și din momentul acela nu te mai duce cu darul tău la altar. Că nu mai e nimeni acolo să-ți primească darul. Adică degeaba te mai rogi. Astea spuse în Matei 5, 20 la 24. E o poruncă a Domnului Iisus care mă obligă pe mine să îmi calmez totdeauna pornirile, orice mânia mea eu să o calc în picioare și să zic, Domnul Iisus, nu-mi dă voie să mai jignesc pe nimeni la mânia mea. Domnul Iisus îmi interzice mânia și îmi interzice cuvintele aspre la mânie. Și El zice că dacă o fac, e ca o crimă. Dacă îl iubesc pe Domnul Iisus, îl ascult pe Domnul Iisus. Și dacă nu-l ascult pe Domnul Iisus, El zice, nu mai veni cu darul la altar, nu te mai ruga. Pentru că relația dintre tine și mine e blocată. E blocată prin simplu fapt că i-ai spus colegului tău, du-te mă de aici, pentru că eu nu știu cine ești. Cine te găsești tu să-mi spui mie asta sau cealaltă? Tu deja l-ai disprețuit, l-ai înjosit. Și Domnul Iisus spune, relația între noi doi e blocată din cauza asta. Deci, relația mea cu El poate fi blocată prin simplu fapt că nici n-am învățat cum să o practic și n-am cultivat această relație, această părtășie. În al doilea rând, prin neascultare, și acum relația poate fi refăcută. Cum poate fi refăcută? Imediat ce mi-am jignit colegul, imediat ce am spus cuvintele cele pe care nu trebuia să le spun, ceva trebuie să se zguduie în mine. Și se zguduie în mine dacă eu, într-adevăr, m-am pătruns de toate aceste realități spirituale. Cum am putut eu, unul care sunt una cu Domnul Iisus, să-mi jignesc colegul în felul acesta? Sau soția, sau soțul, sau copiii, sau părinții, sau frații? Cum am putut eu să fiu așa de disprețuitor, sau așa de nervos și așa de necugetat? Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Domnul Iisus e în inima mea. Mie nu mi se cade să mai vorbesc în felul acesta. Mie nu mi se cade să mai dau drumul la nervi în felul acesta. Doamne Iisuse, iar am făcut-o. Doamne Iisuse, până când? Mi-e așa de rușine de mine, Doamne Iisuse, și nu vreau să mai fac așa ceva. Pocăința e această scârbă față de orice păcat. Pocăința e această rușine de mine însumi. Și această dorință înfocată să fiu cum îi place Lui. Acestea sunt elementele care le cuprinde adevărata pocăință. Adevărata pocăință înseamnă să-mi văd greșeala imediat, să zic, sunt vinovat, îmi asum răspunderea pentru vina asta, nu El e vinovat sau ea care m-a jignit, eu sunt de vină că am dat drumul mâniei, că am dat drumul nestăpânirii mele. Și cu toată ființa mea vreau să fiu altfel. Pocăința e această zguduire lăuntrică și această dorință înflăcărată să fiu așa cum mă vrea Domnul meu. Îi mărturisesc, stau de vorbă cu El, că de aceea suntem una. Să-i spun imediat, nimeni nu-mi place ce am făcut. Recunosc că a fost urât, Doamne Iisuse, iartă-mă și dă-mi putere să nu mai fac așa. Doresc cu toată ființa să nu te mai supăr. Dacă e ceva din buze, El e acolo în inimă, El vede că inima ta nu-i pocăită.
Ai zis din buze, îmi pare rău, dar inima ta nu doare, inima ta nu-i cutremurată că n-ai făcut bine. Aia nu-i pocăință și nu-i mărturisire. Aia e o formalitate. Domnul Iisus vrea să vadă imediat schimbare. Pocăință, mărturisire, schimbare. Îmi pare rău că am fost așa, asta trebuie să calc pe mine, calc mânia aia în picioare, sau pofta aceea, sau nepriceperea aceea, și de aici înainte să fiu altfel. Planul lui Dumnezeu este să aibă oameni după chipul și asemănarea Lui. Unirea cu Hristos și trăirea împreună cu El mă transformă treptat după chipul și asemănarea Lui. Aceasta împreună, treptat, treptat, eu mă transform după chipul și asemănarea Lui. Acesta e procesul. Și aș putea să merg înapoi și să vă spun, e ca relația dintr-o căsătorie, din dragoste ascult de poruncile Lui, să nu mai neglijez părtășia cu El, ci dimpotrivă să cultiv părtășia cu El toată ziua, să nu mai intru în neascultare, să învăț pocăința, să învăț mărturisirea, să învăț schimbarea vieții. Și prin acest proces continuu, treptat, treptat, caracterul Lui se înscrie în mine. Noi deja am învățat să gândim în termenii a doi stăpâni. Domnul Iisus ne-a învățat că l-avem pe Dumnezeu în față și l-avem pe diavolul în față. Problema mea este că sunt o persoană. Eu sunt liber să aleg tot timpul. Și după ce m-am întors la Dumnezeu, și după ce m-am făcut una cu Domnul Iisus, eu, din ticăloșia mea, din natura aceea care e pervertită, eu am tendința să flirtez și cu alții. Ca o soție care nu-i total dăruită, care, sau chiar dacă ea e dăruită iubitului, dar așa a crescut să flirteze. Sunt multe asemenea femei care cred că flirtul e ceva normal, chiar dacă cu soțul meu, dar mai mă uit și la alții, le trag la alții cu ochiul. Și în relația cu Domnul Iisus poate fi așa ceva. Pentru că eu tot persoană sunt și eu tot pot să am urechea atentă la ce spune cel rău. Nu fi prost, dar trăiește și tu, ești liber să te satisfaci și tu. Doar ești om, ești în societate, ești civilizat. Satana, lumea și firea pământească, pervertită de secole de trăire după voia lui Satan și a lumii. Ceea ce e rău în mine sunt aceste obiceiuri înrădăcinate, care nu se schimbă când mă întorc la Dumnezeu. Obiceiurile acestea nu se schimbă peste noapte. Obiceiurile s-au format în lungă durată și vom vedea într-o altă lecție cum trebuie să ne schimbăm obiceiurile. Deocamdată trebuie să notăm că sunt trei dușmani pe care îi avem. Diavolul, care e o persoană, lumea care e nepocăită, care e neconvertită, lumea asta coruptă, lumea asta e expertă în pervertire, lumea asta care mă bombardează tot timpul cu toate ispitele posibile și mi le prezintă atât de atrăgător și mi le prezintă atât de normal. Uitați-vă că am pomenit de mai multe ori despre telenovele. Telenovelele prezintă adulterul ca ceva absolut normal. Beata femeie, singura casă cu copiii și
Dar n-ai e normal ca să iese și ea puțin, să aibă și ea o viață ei, să intre și ea măcar într-o aventură atât de fascinantă, atât de atrăgătoare. Și dacă s-a dus și-a comis acel adulter, dar cine zice că e adulter? A fost o aventură, a fost ceva frumos, a fost ceva minunat. Asta este modul în care e prezentată viața. Și ți se transmite faptul că a fi numai mamă și soție, a trăi numai în casa ta, e groaznic. Dar trebuie să mai ai și o viață în afară. Trebuie să te satisfaci și tu puțin, trebuie să deschizi. Toată filozofia telenovelelor asta este. Și ea transmite femeilor gândul acesta că e normal să trăiești și în afara căsătoriei. Și nu numai că e normal, dar e de dorit, e fascinant. Filozofia lumii. Și uită-te la cei care fac afaceri și care calcă unul pe altul și care se sfâșie unul pe altul și ajung sus. Și cine sunt ei, au de toate. Dar e normal să fie așa. Prost e să nu fie așa. Asta e filozofia tuturor filmelor care ți se dau. Lume, în sensul în care folosim noi, este această lume cu cultura ei de păcat, cu cultura ei pervertită, care tot timpul îți bombardează gândirea să fii și tu așa. Și noi trăim în această cultură. Eu am fost profesor de limba română și predând romane, unde imoralitatea e prezentată ca ceva normal și de dorit, atunci nu-mi dădeam seama că eu, predând lucrurile acelea elevilor mei, le transmit această filozofie că păcatul e normal. Dacă astăzi aș mai fi profesor de limba română, cel puțin le-aș spune, uitați-vă de exemplu la patul lui Procust, modul în care trăiește omul ăsta cu prostituata asta, e prezentat ca ceva normal și frumos și de dorit. Dar voi să știți că ăsta e adulter. Dumnezeu nu ne vrea să trăim așa. E o filozofie, autorul acestui roman îți redă, îți transmite această filozofie, dar filozofia aceasta nu-i după voia lui Dumnezeu. Noi studiem cartea aceasta și o vedem și putem să discutăm despre ea, dar tu în adâncul adâncului trebuie să știi că ăsta nu-i planul lui Dumnezeu cu omul. Mă asigur că dacă aș fi profesor în felul acesta, s-ar putea ca inspectoratul până la urmă să zică, domnule, toată literatura vrei să o desfințezi. Cam așa e. Pentru că toată literatura care o învață elevii în liceu, este o literatură care ia păcatul drept normal și de dorit. Și transmite elevilor o pervertire totală a minții. Și după aceea ne întrebăm de ce atâta corupție la noi. Păi dacă le-am format la elev mentalitate de corupție prin toată literatura pe care le-am predat-o, de ce ne mirăm că rezultatul e oameni corupți? Le-am format mentalitate coruptă. Aceasta e lumea. Lumea cu concepția ei despre viață și lumea cu chemările ei. Vino și fii și tu așa. În momentul în care m-am unit cu Domnul Iisus, El îmi spune, tu nu mai ești din lume, tu ești din Dumnezeu. Fii atent, tu nu ești din lume.
tu ești din Dumnezeu. Lumea e din cel rău. Lumea e din diavolul. Tu ești din Dumnezeu. Și sunt două lucruri străine, dar tu trăiești în lume. Eu nu-l rog pe tata să te ia din lume. Eu doar rog să fii păzit de cel rău. Să înveți că tu ești străin în lumea asta. Tu ești altfel decât lumea asta. Și să înveți să zici nu gândirii acestei lumi, nu filozofiei de viață acestei lumi, și să înveți gândirea lui Dumnezeu și felul lui Dumnezeu de a privi viața. Cu asta ne înstrăinăm de propria noastră societate. Noi ne înstrăinăm, dar termenul biblic, suntem străini și călători pe pământ. Asta o găsești în Evrei 11 și o găsești în Epistola 1 lui Petru, capitolul 2, ca niște străini și călători. Așa trebuie să vă vedeți voi. Nu suntem din lumea asta, suntem altfel. Suntem ai lui Dumnezeu. E adevărat că și noi mai sunt pornirile astea cu care am venit din lume. Diavolul e acolo ca să ne ispitească. Lumea e acolo să ne ispitească și din noi sunt porniri. Pot eu să trăiesc curat și sfânt în ciuda acestor trei factori? Acesta este lucrul următor pe care trebuie să-l înțelegem noi. Cum se poate să trăiesc ca străin și călător în națiunea mea, în cultura mea, în felul de viață corupt din țara mea și eu să fiu altfel? Vreau să vă dau un text pentru aceasta, care îl găsim în Filipeni, la capitolul 2, în versetul 15 și 16. Ca să fiți fără pată și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Iată descrierea noastră în mediul acesta corupt. Cum se poate ca trăind într-un asemenea mediu, eu să pot să nu fiu ca mediul meu, ci să-l influențez, ca să-l schimb? Eu sunt aici nu numai negativ, să nu mă las influențat. Eu sunt aici ca să schimb mediul. Pentru că eu sunt o făclie a lui Dumnezeu care trebuie să strălucească și ca oamenii să vadă în mine prezența lui Dumnezeu. Cum se poate lucrul acesta? Acestea vin acum mai departe în lecția noastră. Cei trei dușmani, diavolul, lumea și firea pământească, se unesc și lucrează să mă facă să nu-L ascult pe Dumnezeu, adică să păcătuiesc. Problema este cum biruiesc eu în lupta cu păcatul. Cum pot eu să-L ascult pe Dumnezeu și să n-ascult lumea și pe diavolul? Puterea pentru biruință în lupta cu păcatul îmi vine prin unirea cu Hristos și trăirea reală în această unire și din prezența Duhului Sfânt în mine și din trăirea mea sub călăuzirea Lui. Aceste două lucruri trebuie să le învăț și aceste două lucruri trebuie să-mi devină realități obiective, concrete, reale, și când ele sunt realități în mine, am căpătat capacitatea de a trăi altfel decât lumea și de a trăi ca o lumină a lui Dumnezeu în această lume coruptă. Pentru ca să vedem asta, ne vom duce acum la Biblie și vom face un studiu detaliat al acestor două lucruri, unirea cu Hristos și trăirea reală în această unire, și după aceea prezența Duhului Sfânt în mine și cum trăiesc sub călăuzirea Lui.
Pentru că aceste două lucruri nu sunt înțelese și pentru că ele nu sunt trăite real, avem atâția credincioși care nu se deosebesc cu nimic de lume, care trăiesc și ei exact ca lumea și care sunt goi. Dacă te-ai apropia cu sinceritate de ei și dacă le-ai putea deschide inima, ți-ar mărturisi. Eu n-am nicio bucurie în religie. Dacă vrei să știi, eu sunt gol pe dinăuntru. E gol pe dinăuntru că singurul lucru care ne poate umple e Hristos și Duhul Sfânt. Astea ne umplu ființa. Și dacă n-ai învățat trăirea cu aceste două persoane care să-ți umple ființa, în tine e gol. Și sunt mii și mii de oameni care au o formă de evlavie, cum spune Pavel către Timotei, dar îi tăgăduiesc puterea. Adică ei zic, nu este nicio putere aici. Eu sunt slab și în fiecare zi fac altfel decât știu că ar trebui să fac. Pornim deci la drum să înțelegem în primul rând unirea cu Domnul Iisus Hristos. Lecția noastră ne va trece din Romani capitolul 5 până în Romani capitolul 8. E practic un studiu biblic pe aceste patru capitole din Biblie. În Romani 5 cu 10 avem unul din primele lucruri care-i cheie. Am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Acum, când suntem împăcați cu Dumnezeu, vom fi mântuiți prin viața Lui. Vreau să vă atrag atenția la faptul că mântuirea e pusă la viitor. Vom fi mântuiți prin viața Lui. Mântuirea în Biblie este pusă la trei timpuri. În Efeseni 2 cu 8, am fost mântuiți prin credință, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci darul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 1 cu 18, acolo unde găsim expresia noi cei ce suntem pe calea mântuirii, în limba greacă e cuvântul mântuire, tradus acolo prin calea mântuirii, e un singur cuvânt, sozomenoi, care însemnează în proces de mântuire. Noi cei ce suntem în procesul de a fi mântuiți. Și ceilalți sunt în procesul de a fi pierduți. Noi suntem în proces de mântuire, ei sunt în proces de pierzare. Și aici avem viitorul, vom fi mântuiți. Mântuirea este o problemă de relație cu Dumnezeu. Mântuirea este în primul rând o problemă de relaționare cu Dumnezeu. M-am dăruit lui Dumnezeu ca să trăiesc împreună cu El. Dar în același timp mântuirea este un proces care trebuie dus până la capăt. În textul din Efeseni, din Filipeni 2, care vi l-am citit, în versetul 13 zice, duceți-vă mântuirea până la capăt, cu frică și cu cutremur. De ce? Pentru că și după unirea cu Dumnezeu, eu sunt tot persoană liberă. Și eu pot să nu rămân în această unire. Eu sunt liber să cochetez cu diavolul și până la urmă să mă duc înapoi la el. Mântuirea e o relație și mântuirea e un proces care trebuie să fie dus până la capăt. Și eu pot să întrerup acel proces. Așa că Domnul Iisus ne spune în Matei, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. În loc de răbda puteți spune acolo, cine va persevera până la sfârșit va fi mântuit.
E o relație și e un proces. Relația poate fi ruptă, procesul poate fi întrerupt. Acum știu că cu asta eu mă duc împotriva multora care zic, nu e așa, odată mântuit, pe totdeauna mântuit, din asta nu se mai poate ieși, ești bătut în cuie acolo, gata, lui Dumnezeu nu-i pare rău de darul care ți l-a făcut. Și, găsesc ei texte pentru a arăta că e așa. Eu vă spun ce spune cuvântul lui Dumnezeu și dacă ne uităm la planul lui Dumnezeu, la faptul că suntem persoane, vom vedea lucru extraordinar de zguduitor că și după ce mergem dincolo, vom fi tot persoane libere. Iată de ce Domnul Iisus spune, dacă nu mi-ai fost credincios aici, nu vei fi credincios nici acolo. Și de aia nu te pot pune peste multe, pentru că caracterul acela pe care l-ai dezvoltat acolo, vii cu el sus. Asta aruncă într-o mare tulburare toată gândirea noastră. Și eu câteodată vreau să tulbur oamenii ca să-i pun să gândească exact cum ne informează Dumnezeu. În primul rând, eu am fost vinovat față de legea lui Dumnezeu. Prin moartea lui, Domnul Iisus m-a scăpat de condamnare. Moartea Domnului Iisus a anulat condamnarea mea la moarte pentru păcat. Dar acum, eu sunt tot om. Eu sunt tot în luptă cu ispitele. Problema e cum să fiu mântuit, salvat, în lupta aceasta continuă cu păcatul. Aceasta este problema, aceasta e mântuirea care încă îmi trebuie. Mântuirea de puterea păcatului. Eu am fost mântuit de condamnarea păcatului. Acum eu trebuie să fiu mântuit de puterea păcatului. Iată că le-am pus așa, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său pentru vina păcatului și vom fi mântuiți prin viața Lui de puterea păcatului. Acum să ne întoarcem chiar la începutul capitolului 5 din Romani. E un text extrem de frumos, mulți se bucură imens în el, așa trebuie să facem și noi, și anume, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, îndreptățiți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ce minunat e! Imediat în versetul 2, ni se spune că am ajuns în starea de har. Domnul Iisus a murit în locul meu. A venit, mi-a bătut la inimă. L-am primit. În momentul acela Dumnezeu mă declară drept. Tot ce am făcut eu urât, cu tot ce am călcat eu legea lui Dumnezeu, i-a anulat prin moartea Domnului Iisus. Acum am pace cu Dumnezeu. Dumnezeu nu mi-e mai împotrivă. Dumnezeu m-a primit pe baza a ceea ce a făcut Domnul Iisus pe cruce în locul meu. Prin Domnul Iisus sunt împăcat cu Dumnezeu, am pace cu Dumnezeu, sunt în stare de har. Dar lucrarea lui Dumnezeu nu se oprește aici. Hai să pun iarăși în termenii celui care a zis. Dumnezeu ne iubește așa de mult încât ne primește așa cum suntem. Nu există păcătos prea mare pentru jertfa Domnului Iisus. Dumnezeu așa de mult iubește toată lumea încât l-a dat pe Domnul Iisus ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acum fiți tare atenți. Dumnezeu ne iubește așa de mult încât primește pe oricine, ne primește așa cum suntem. Și cei care zic, păi stai că întâi trebuie să mă las de cutare și de cutare ca să viu la Dumnezeu, acela gândește greșit. La Dumnezeu nu te lași întâi de El și apoi vii. La Dumnezeu vii așa cum ești. El te spală
și apoi El îți dă puterea să te lași de ele. Dar acum fiți atenți, Dumnezeu mă iubește așa de mult încât mă primește așa cum sunt. Dar Dumnezeu mă iubește prea mult ca să mă lase așa cum sunt. Dumnezeu mă iubește prea mult ca să mă lase să rămân așa cum sunt. Cum am intrat în atelierul lui, el zice, știi care e țelul meu? Să te fac cum sunt eu. Te iau așa cum ești, pângărit, pervertit, așa te iau. Dar eu te bag acum în atelierul meu și țelul meu este să te fac asemenea mie, să pun în tine un caracter nou și un comportament nou, o gândire nouă, o simțire nouă, totul vreau să înnoiesc. Dumnezeu ne introduce acum în procesul de transformare. Și problema mare este că noi ne oprim la iertare. Și credem că tot planul lui Dumnezeu cu noi este numai iertarea de păcate. Nu! Planul lui Dumnezeu e transformarea. Iertarea e numai condiția de început. Pe Dumnezeu îl interesează transformarea mea după chipul lui. Mântuirea nu este un act de moment prin care capăt mântuirea ca pe un bun care îl pun în buzunar. Mântuirea este un proces, un drum spre o țintă. Cine va persevera până la sfârșit va fi mântuit. Și acum, procesul mântuirii este descris de Apostolul Pavel în Roman 5, 6, 7 și 8, așa cum v-am spus. Trebuie să înțelegem că vom fi mântuiți prin viața lui, să înțelegem cum vom fi mântuiți prin viața lui, adică prin viața Domnului Iisus în noi. În Romani capitolul 6 ni se spune așa, ne-am făcut una cu El, ăsta e elementul de bază, noi ne-am făcut una cu Domnul Iisus. Cu ce scop? Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, așa încât să nu mai fim robi ai păcatului și păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Eu m-am unit cu Domnul Iisus că El să mă facă în stare să nu mai trăiesc în păcat. Dacă nu văd legătura asta între unirea cu Hristos și păcat, n-am înțeles nimic. Finalul pe care vreau să-l vedem acum este la sfârșitul capitolului 6. Să vă faceți mădularele voastre roabe ale dreptății ca să ajungeți la sfințirea voastră. Și odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robei lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Aduceți-vă aminte cum am început în Roman 5 cu 1. Ne-am împăcat cu Dumnezeu, am intrat în starea asta de har, de ăsta nu-i sfârșitul. Acesta e începutul. Sfârșitul e să ajungem la sfințirea noastră, pentru că dacă avem ca rod sfințirea, atunci sfârșitul e viața veșnică. Noi vrem să zicem, păi, m-am împăcat cu Dumnezeu și acum am viață veșnică. Nu sări. Nu sări pasul vital. Pe Dumnezeu nu-L interesează numai să te spele. Pe Dumnezeu îl interesează să devii o ființă care poate să zică nu păcatului și o ființă care a învățat viața de sfințenie. Acela are ca sfârșit viața veșnică. Sau cum spune în Evrei 12:14, urmăriți sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Știu că cu asta iarăși vă încurc schema voastră, că doar atâta trebuie să cred în Domnul Iisus, îți iertat și îți mântuit și mă duc în cer. Ți-o fi spus unii așa, dar Dumnezeu nu zice așa. Eu sunt interesat să te schimb, să te fac asemenea mie, sfânt cum eu sunt sfânt. Interesul meu este să scot din tine o altfel de persoană decât cea care ai fost când te-am primit. Petru spune că scopul final al mântuirii este intrarea în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Dar Domnul Iisus ne spune că acolo va intra numai cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Scopul nostru este să trăim în împărăția veșnică a Domnului Iisus. Dar acolo intră numai aceia care fac voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Vă rog să observați că în toate cursurile pe care le țiu eu nu fac filozofie, eu nu mă refer mereu la ce zice Sfântul Cutare sau Teologul Cutare, eu mă refer numai la ce zice Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Observați că nu apar acolo decât citate din Sfânta Scriptură. Singurul citat care vi l-am dat până acum din altcineva e Atanasie cu scopul venirii Domnului Iisus ca să ne urce pe noi sus. Pentru că el pune așa de succint, așa de bine tot planul Sfintei Scripturi, am ales să-l citez. Dar altfel scopul meu e să vă zic, uitați-vă bine ce zice Dumnezeu. Și dacă nu vreți să îl ascultați pe Dumnezeu, e treaba voastră. Slujba mea nu e alta decât să vă spun ce zice Dumnezeu. Și mergem sistematic și vă arăt tot ce zice Dumnezeu. Iată de ce ni se dă porunca generală, urmăriți sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu din veșnicie este ca cei mântuiți să fie făcuți asemenea chipului Fiului Său, pentru ca el să fie cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Repet texte ca să intre cumva mai bine în sistemul nostru. Scopul final al mântuirii este intrarea în împărăția cerurilor. Acolo nu poți intra fără sfințenie. Deci mântuirea nu se oprește la iertarea de păcate. Este un proces care trebuie să ne ducă până la sfințire. Dacă mântuirea ta nu te duce la sfințenia vieții, mântuirea ta e falsă. Deci, dacă tu ai primit, zici, mântuirea, dar mântuirea ta nu te-a schimbat și tu ai rămas același de până acum, mântuirea ta este falsă. E ceea ce Apostolul Pavel numește înșelare de sine. Tu te înșeli crezând că ești mântuit, dar tu ești într-o auto-înșelare teribilă. Mântuirea trebuie dusă până la capăt și capătul-i sfințirea. Acum rezumăm astea. Întregul proces al mântuirii cuprinde aceste lucruri. 1. Iertarea de vina păcatului pe care o primim prin jertfa Domnului Iisus în locul nostru. Al doilea e eliberarea de puterea păcatului pe care o primim prin unirea cu Hristos și prin trăirea noastră în unire și părtășie cu El. Numai dacă sunt una cu El și trăiesc zilnic în părtășie cu El, capăt putere împotriva păcatului. 3. Sfințirea vieții noastre, care este lucrată prin Duhul Sfânt. 1 Petru 1:2 scrie, sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Sfințirea vieții noastre, deci, este opera sau lucrarea Duhului. Pus tot în alte cuvinte, e formarea chipului lui Hristos în noi, care și ea este lucrată tot de Duhul Sfânt. Noi toți ca într-o oglindă privim chipul Domnului Iisus și suntem schimbați în același chip cu a Lui prin Duhul Domnului, prin Duhul Sfânt. 2 Corinteni 3:18. Iată, dragii mei, acesta e procesul mântuirii. Și trebuie să ne uităm clar la lucrurile acestea. Primele două puncte le capăt prin unirea cu Domnul Iisus. Ultimele două puncte, prin călăuzirea și prin puterea Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt în noi, scopul final al Duhului Sfânt este sfințirea noastră, adică un comportament curat și fără păcat, și formarea chipului lui Hristos în noi, un caracter ca al Lui.